Astăzi ne vom întreba dacă suntem evlavioși sau neevlavioși și prin cele ce le vom discuta din Scripturi vom putea să ne evaluăm și totodată să învățăm, să devenim evlavioși. Termenul evlavie este similar cu cel de frică de Domnul întâlnit foarte frecvent în Vechiul Testament. Este o stare, o taină, aș putea spune, a lumii spirituale. De fapt, asta își dorește Dumnezeu de la noi. Să fim evlavioși. Ceea ce înseamnă să nu cădem nici în extrema de a fi superstițioși, nici în extrema de a fi insensibili, ceea ce este o tendință spre ateism. În cartea Proverbe, capitolul 9, versetul 10, Solomon spunea, referitor la frica de Domnul, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Adică de aici pleacă lucrurile bune. Și tot el scria, Proverbe 15 cu versetul 33, prima parte, frica de Domnul este școala înțelepciunii. Haideți să învățăm, cum spuneam, cum să devenim evlavioși, ce este evlavia, pentru că are beneficii foarte mari. Despre Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost biruitor în lumea spirituală și totodată în lumea fizică, este scris în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, și fără îndoială mare este taina evlaviei. Și se referă la lucrarea, la viața Domnului Iisus Hristos. Oamenii evlavioși au câștiguri atât în plan spiritual cât și fizic. Evlavia lungește zilele, oferă o stare de liniște, de bucurie, favorizează toate celelalte calități sfinte. De altfel, în primul rând, vreau să observăm că evlavia este recunoașterea autorității lui Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă a fi conștient că Dumnezeu este în cer, te vede, El este creator, tu ești creatură. Dacă noi am trăit în permanență cu gândul acesta, al existenței lui Dumnezeu, al prezenței Lui în orice moment, în orice loc, am deveni oameni evlavioși. Lipsa de evlavie este o stare de independență, de a crede că Dumnezeu este absent. De aceea spuneam că tendința majoră de a pierde evlavia este ateismul. Oamenii care cred că Dumnezeu nu există. Nu-i cazul nostru. Dar oare întotdeauna suntem conștienți că Dumnezeu este aproape, că ne vede? Știți ce a spus Iacov în drum spre Mesopotamia când a văzut visul cu scara cerului? Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Dar când s-a prezentat în fața tatălui său cu mâinile mascate, s-a gândit că Dumnezeu este acolo? Ar fi trebuit să fie cu atât mai conștient, pentru că el s-aștepta ca Dumnezeu să dea binecuvântare. Dar el încă nu avea conștiința prezenței lui Dumnezeu. În cartea Eclesiastul, capitolul 8, Solomon spunea despre oamenii care nu au teamă de Dumnezeu pentru că nu se relaționează corect față de el. Citim de la versetul 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, deci pentru că Dumnezeu nu pedepsește, oamenii cred că Dumnezeu e absent. De aceea este plină inima firilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar ce rău nu este fericit, nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Conștiența prezenței lui Dumnezeu induce această stare de teamă sfântă. Dumnezeu a preconizat încă de la darea legii ca poporul să aibă înaintea ochilor acea prezență divină înfricoșătoare, ca ei să se teamă de Domnul.
Citim și din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, un sfat al Apostolului Pavel, care ne ajută ca să nu ne ducem în extrema cealaltă. Scrie aici, ferește de basmele lubești și băbești. Pentru că oamenii, în istoria lor, în mitologie și în tot ceea ce ține de tradiții populare și așa mai departe, și-au imaginat fel și fel de lucruri. Gândiți-vă la câte practici sunt legate de o mormântare, de anumite zile sau de trecerea unui animal prin fața omului, o pisică sau câte toate. Nu asta e evlavia, să te tem că se întâmplă ceva dacă, știu eu, a fost un asemenea eveniment și trebuie să te păzești de orice, să dai cu mâna în lemn, nu asta e evlavie. Evlavia înseamnă un comportament liber, dar conștient de prezența divină. De altfel, și cu aceasta citesc din 2 Petru capitolul 3, noi îl așteptăm pe Domnul să se întoarcă și nu știm în ce moment va fi aceasta. Sau cel puțin nu știm, chiar dacă nu s-au derulat toate evenimentele și am putea spune că nu vine Domnul după masa asta, putem noi să plecăm. 2 Petru 3, citesc de la versetul 10. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. Versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Sfințenia în acest context înseamnă separarea totală de păcat și evlavia înseamnă și conștiența prezenței așteptării lui Dumnezeu. Pentru că așa scrie în versetul următor, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Versetul 13, dar noi după făgăduința lui așteptăm cerul nostru și un pământ nou unde va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți și accentuez înaintea lui această evlavia. Să trăiești ca înaintea lui Dumnezeu. Mai citim și din Evrei, capitolul 12, unde se face legătura cu Vechiul Testament, cu prezența măreției divine de pe Sinai. Citim de la versetul 25. Luați seama, dacă nu cumva să nu voi să ascultați de Cel ce vorbește din ceruri. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Deci clătinarea acestor lucruri nu aparține doar trecutului. În egală măsură aparține viitorului. Și 27 continuă. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. În ce condiția este plăcută? Scrie aici mai departe, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim ca în prezența Lui. Asta ne va ajuta să ne raportăm corect. Vedeți, când cineva este de față, altfel te porți față de situația în care este absent. Dacă suntem desăvârșiți, ne purtăm și în absență frumos. Dar spun aceasta pe înțelesul oricui. Un al doilea aspect care identifică evlavia sau lipsa de evlavie este următorul. Evlavia corectă este un comportament conform cuvântului lui Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă a respecta ceea ce este scris. Oamenii neevlavioși sunt în ilegalitate. Ca să dau un exemplu, legând acest aspect de cel anterior. Mergi pe drum cu mașina în postura de conducător auto, dacă mașina ți este în regulă, dacă a respectat regulile circulație, nu e o problemă că vezi poliția. Dar dacă nu le respecti, atunci ai emoții, cel puțin, de ceea ce se poate întâmpla. Să deschidem în Genesa 20 pentru a citi câteva versete din dialogul lui Avram cu Abimelec. Este scris aici că Avram și justifică
în spusele lui că Sara e sora lui, de teamă, și ascultați, vă citesc de la versetul 10, Abimelec a zis lui Avram, ce-ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Să minți așa. Avram a răspuns, îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. S-a gândit că acolo nu se respectă nicio lege, e ca în junglă, și atunci a luat o măsură de precauție, după puterea lui. Dacă era sigur că se respectă legile, era liniștit. Putea să le spune, nevasta mea, păstrați distanța regulamentară. De aceea ni se spune nou în Noul Testament, în 1 Timotei, capitolul 2, să ne rugăm ca să fie respectate legile într-o țară. Dar cel mai frumos e când e respectat cuvântul. Acolo ești în siguranță, între oamenii vlavioși, nu te temi că cineva te înșeală, că abuzează. 1 Timotei, capitolul 2, citim de la versetul 1. Vă îndemn, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiți pentru toți oamenii. Că trăim în societate și ne interesează dacă sunt sau nu oameni corecți. Pentru împărați și pentru toți ce sunt înălțați în regătorii, cu ce scop? Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia. Evlavia în societate ar însemna un stat de drept cu legi benefice unui mediu, unui climat plăcut, în care ai liniște, ai bucurie, pace, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și scrie mai departe, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Noi, cum spune și Roman 13, trebuie să fim cei dintâi în a respecta legile, de fapt asta înseamnă în a respecta orânduirea, în a respecta oamenii, pentru că lucrul acesta place Domnului. Un astfel de mediu a fost în vremea lui Iosafat și vă citesc din a doua carte a Cronicilor, capitolul 19. Ce frumos ar fi să fie și în țara asta așa. E cât de cât bine față de multe alte țări de pe glob. Dar, cum se spune, întotdeauna mai este loc de mai bine. 2 Cronici 19 de la versetul 7. Acum frica Domnului să fie peste voi, le spune judecătorilor și altora din administrație, dar în primul rând lor. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Versetul 9. Și iată poruncile pe care le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. Pentru că numai evlavia poate să-i determine pe oameni să respecte cuvântul lui Dumnezeu și legile statului. O altă dovadă o avem tot de aici, din 2 Cronici, capitolul 35, versetul 26, este scris aici despre Iosia. Nu uitați că a fost omul care a pus preț pe cuvânt de îndată ce s-a descoperit, când s-a citit din Scripturi și a sfâșiat hainele, văzând cât de vinovați sunt în raport cu cele scrise. Frați și surori, ne putem verifica evlavia atunci când citim Scriptura. Ce atitudine avem în fața cuvântului? 2 Cronici 35:26. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, și observați ideea de aici, făcute așa cum poruncește legea Domnului. Ce e evlavia? Respectarea legii. A ține cont de ceea ce Dumnezeu a scris pentru noi. Și mai citim din Psalmul 19 pentru a ne aminti cum este legea Domnului. Și cel mai bine este într-o țară când legile sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. În planul social și nu numai. Și în domeniul sanitar, când oamenii au luat legi din Scripturi, a fost cea mai înaltă calitate a societății. Psalmul 19, citim de la versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orândurile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.
frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Așadar, să continuăm să ne rugăm pentru țară, ori de câte ori este nevoie, și noi să fim cei din tâi în a respecta cuvântul și tot ceea ce este bun și drept. Amin? În al treilea rând, a fi evlavios înseamnă a fi pasionat de lucrarea Domnului. Să-ți placă la biserică, să-ți placă misiunea, lucrarea de evangelizare la care Domnul ne-a chemat. A nu fi evlavios înseamnă a nu avea pasiune pentru cele sfinte. De aceea, în limba română, a fi evlavios se înțelege și prin a fi bisericos, a fi un om rugativ, la care îi plac activitățile sfinte. A nu fi evlavios înseamnă a nu găsi plăcere nici în cântare, nici în rugăciune, nici în mersul la adunare. Când găsim, când vedem valoarea acestor discipline sfinte, da, cum vă spuneam, asta are de face cu înțelepciunea, atunci devenim evlavioși, devenim plăcuți Domnului. Rămânem în Cartea Psalmilor pentru a citi din 32:6 și a vedea ce valoare are, de exemplu, rugăciunea. Iubită de oamenii evlavioși, cum spunea o femeie care devenind mai evlavioasă, discutând la telefon cu alta, zice, șterg praful de mai puține ori și mă rog de mai multe ori. Asta e o tendință bună spre evlavie, că altfel toată viața se găsesc lucruri de făcut, și pentru bărbați și pentru femei. Dar oamenii evlavioși își fac timp de cele sfinte. 32:6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Evlavios înseamnă respecta cuvântul, ce am vorbit adineaori, dar înseamnă și a se ruga, a-i place în părtășia sfântă. Citim și în Fapte, capitolul 13, versetul 43, despre o situație întâlnită de apostolul Pavel, pentru a observa din nou că oamenii evlavioși sunt oamenii care vin la adunare. 13:42-43. Când au ieșit afară, neamul i-a rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Deci oamenii evlavioși sunt gata să stea la program și peste orar obișnuit. Sunt pasionați de cele sfinte și când se termină slujba. Ceilalți nu. Se plictisesc. Se arată ceasul. De cumva ai trecut peste orar. În 1 Timotei, capitolul 6, avem din nou câteva versete de mare importanță. De altfel, cuvântul evlavie, evlavios, apare în cele două epistole scrise de apostolul Pavel lui Timotei mai mult decât întreg Noul Testament. 1 Timotei 6, citim de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și din învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuiele rele, zadarnici ogniri de vorbe al oamenilor stricați la minte lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de astfel de oameni. Și continuă apostolul, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Adică noi nu ne adunăm aici să ne duelăm în cuvinte. Noi ne adunăm în primul rând să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne închinăm, să ne dorim, să ne rugăm, să învățăm, să devenim mai sfinți, mai plăcuți Domnului. Acolo trebuie să ducă învățătura, nu doar la a filozofa, doar la a cunoaște. Asta este una din problemele care le-a adus teologia rău în biserici. Se filozofează, se dă cu părerea, de exemplu, într-o lucrare, cum ar fi o lucrare de licență, disertație sau o teză de doctorat, asta se învață și asta e una din problemele negative ale școlilor teologice,
să înveți ce au spus zeci și sute de oameni. Uneori fără ca această învățătură să fie luată în mod serios, practic. Îmi spunea un frate din Franța despre un slujitor de acolo care tocmai își susținea teza de doctorat și îndrumătorul lucrării de doctorat era un profesor de teologie ateu. Adică oameni care au rămas doar la cuvinte, fără ca să intre în miezul lor și să le trăiască, să guste această viață cu Domnul. În continuare scrie aici în 1 Timotei 6, de la versetul 7, că evlavia te ferește să nu devii un om materialist. Te ține aproape de Dumnezeu, pasionat de cele sfinte, de lucrarea Domnului. Adică evlavia te ține pe centru, pe mijlocul cărării neprihănirii, cum scria Solomon în Proverbe. Nu deviezi. Nu vei folosi religia în alte scopuri și rămâi pe sensul și în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Iată de ce întoarcem o pagină în Scripturi și aflăm din 2 Timotei 3:12 că astfel de oameni nu sunt acreați de ceilalți. De altfel, toți ce voi să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Deranjează la firea pământească. Să nu-i dai loc să se manifeste nici pe o parte, nici pe alta. Dar așa a fost viața Domnului Iisus. A fost realist, nu a excelat în fariseisme sub nicio formă, dar avea o viață curată. Îl condamnau că nu respectă tiparele lor, dar nu l-au putut găsi vinovat de vreun păcat. Scrie în Evrei, capitolul 5, versetul 7, că Dumnezeu a apreciat în primul rând pe Domnul Iisus Hristos pentru această stare. Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Deci această stare te califică înaintea lui Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de mătănile noastre. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom pune pe genunchi când ne vom ruga. Deci nu un exces fariseic îl califică pe cineva înaintea lui Dumnezeu, ci starea lăuntrică, dacă este curată, dacă este sincer, dacă are dorințe bune înaintea Domnului. Și în al patrulea și ultimul rând, evlavia este o pasiune deliberată pentru fapte bune. Să faci binele, nu să fii văzut, nu să obții vreun câștig sub nicio motivație umană, ci să faci binele în numele Domnului. Că numele Domnului nu este doar o formulă, ci să faci bine considerându-L pe Dumnezeu Cel care ți-a dat, considerând că e voia Lui ca să dai la altul sau să-L ajuți pe altul, că a face bine nu înseamnă doar să dai bani, înseamnă să pui mâna, să ajuți, să fii alături de cineva, după cum este nevoie. Lipsa de evlavie este o înclinație permanentă spre plăceri, în defavoarea faptelor bune. Oamenii neevlavioși nu găsesc motive să ajute pe cineva, dar în schimb, întotdeauna le place să se distreze, să găsească favorul pentru firea pământească. Spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 3, aceasta în prim plan cu referire la vremea sfârșitului, ceea ce putem să constatăm din plin, să știți că în vremele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi. Și observați cum începe lista, iubitor de sine, iubitor de bani, adică ceea ce le oferă ocazii de plăceri. Nu asta e problema, că Dumnezeu ne lasă să ne bucurăm, că Edenul El l-a creat și Eden înseamnă plăcere. Dar observați ce scrie aici în versetul 4, partea a doua, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. E un fel de dorință a Fiului Celui Mare care ar fi vrut să se bucure cu un iet, cu prietenii,
Dar nu a vrut să intre în casă să se bucure cu tata. Dumnezeu ne oferă ocazii de bucurie, dar în condiții de sfințenie, în condiții de respectare a cuvântului. Pe când lipsa de evlavie vrea să sugereze alte și alte pasiuni păcătoase. De aceea vă citesc și din Proverbe și vom vedea că frica de Dumnezeu întotdeauna ne ferește de păcat. Citim Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului. Un om evlavios nu poate să facă răul. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, care toate sunt focare ale răului. Iată ce urăsc eu. Tot de aici citim 14:2. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. Aminteam primul aspect al evlaviei, să ții cont de Dumnezeu. Lipsa de evlavie te faci că Dumnezeu e absent, că nu vede. Și tot de aici 16:6. Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Doamne, ajută-ne! Apostolul Petru are o adresă foarte temeinică pentru femei în 1 Petru capitolul 3, când ne spune, luând ca exemplu pe Sara, citim de la versetul 2, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Nu pasiuni exterioare, scrie în versetul 3, ci versetul 4. Omul ascuns a inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, stă evlavia de interior. Versetul 5 continuă. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Deci evlavia te ajută să te raportezi nu doar la Dumnezeu, ci și la oameni. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Femeie evlavioasă nu-i doar aceea care se îmbrobodește și se roagă. Femeie evlavioasă este aceea care se supune soțului, care este gata să întindă mâna spre cel lipsit și nenorocit, cum scrie în Proverbe 31 despre acea femeie lăudat la porțile cetății. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim ca în prezența Lui. În al doilea rând, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și legile lăsate în societate. În al treilea rând, să fim pasionați de lucrurile sfinte. Să ne placă la adunare, să ne rugăm pentru lucrarea Domnului, pentru mântuirea oamenilor. Și în al patrulea rând, să fim grabnici, cum spune la Tit. Acolo este un cuvânt frumos. Capitolul 2, versetul 12, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și printre altele înseamnă și ceea ce scrie în versetul 14, să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Ca cei descriși de Domnul Matei 25, când au întrebat, când ți-am făcut noi ție, Doamne? Atunci când nu v-ați uitat că cine-i, că-i necăjit, ați făcut bine la toți și întreabă ceilalți, dar noi, Doamne, când te-am ocolit? Că noi nu ne-am dat seama că e vorba de tine. Că dacă omul nu e evlavios, își alege binele pe sprânceană. Situație în care și Dumnezeu îl notează cu ghilimele. Dar asta nu-i de dorit. Haideți să observăm și câteva exemple, în nădejdea că ne vor ajuta să fim mai evlavioși. Se spune că într-o unitate militară aveau nevoie de un magazioner și cei care au făcut armată înțeleg mai bine asta și maestrul de acolo sau ofițerul de la intendență ce răspundea de acel domeniu a lăsat un leu pe o poliță. Și de fiecare dată când făcea ordine, soldatul punea leul acela pe masa ofițerului. Iar îl punea pe altă poliță. Când făcea curățenie, iar punea leul acela.
Și apoi i-a zis comandantul, băi băiete, eu tot cu un leu testez soldații din fiecare generație. Și care trece testul cu leu, ăla e magazioner. Oricum în armată era o viață mai ușoară, mai bună. Pentru că spunea Domnul, Luca 16 cu 10, cine e credincios în cele mici, e credincios în cele mari. Și cine nu e credincios într-un leu, poți să pui zero ori după el cât vrei, tot atât ai. Iată câteva exemple negative. Efraim, cu referire la poporul Israel, un formalism religios. Le spune Dumnezeu, citesc Isaia 1, de la versetul 11, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Deci, jertfe fără o viață sfântă, fără fapte bune, nu-i egal evlavie. Versetul 13, nu mă aduceți darul de mâncare nefolositoare, că-și mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Citim din cartea Osea, acești doi profeți au fost contemporani, capitolul 6, versetul 4, unde Dumnezeu cataloghează evlavia lor, comparând-o cu o rouă. Și știți cât ține roua, până la prima rază de soare mai puternică. Osea 6 cu 4, ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Versetul 6, căci bunătate voiesc nu jerfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Le-a spus foarte clar. Adică voi sunteți evlavioși în spatele zidurilor bisericii, am spune, actualizând evenimentele. Și dincolo s-a pierdut totul. Un alt exemplu negativ îl întâlnim în Luca, capitolul 7. Avem un om neevlavios în persoana lui Simon Fariseu. Aparent, era un om darnic, scrie versetul 36, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el și Domnul Iisus nu era singur, de regulă, nu? Nu pot imagina că Domnul a intrat în casă și ucenicii au stat în stradă până s-a săturat Domnul. Numai că atitudinea lui a fost o binefacere nedesăvârșită. Scrie aici Domnul mustră. De la versetul 44, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Versetul 45, tu nu mi-ai dat sărutare, ceea ce era normal. Versetul 46, capul nu mi-l-ai uns cu un de lemn. Deci când omul nu este evlavios, face în parte, face ceea ce se vede, și nu face de regulă ceea ce nu se vede. Dar Dumnezeu se uită mai întâi la ce nu se vede și apoi la ce se vede. Și un al treilea exemplu, puțin diferit, Coloseni, capitolul 2, tradiționaliștii din Colose, cu care frații de acolo aveau probleme. Citesc de la versetul 18 și vom vedea că acești oameni aveau eforturi umane grele, canoane, dar erau fără rezultate spirituale adevărate. Coloseni 2 cu 18 la 23. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care este tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos, față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Nu asta îi făcea evlavioși. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești.
au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Deci pare vlavie, o înfățișare de înțelepciune. Într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Adică nu le folosea la fariseii care mergeau nici să nu vadă oamenii pe stradă, nu cumva să vadă vreo femeie. Și dădeau uneori cu nasul în zid. Apostolul spune aici, a nu te atinge de cineva sau nu te atinge de o mâncare. Deci asta pare, să înfrânezi trupul, într-o primă imagine, pare ceva bun. Dar evlavia exterioară, dacă nu are conținut interior, nu e decât o păcăleală, un efort fără rezultat spiritual. Să trecem la exemplele pozitive. Regele Ezechia. Citim mai multe versete despre el. Într-adevăr, pe bună dreptate îl numește Scriptura evlavios. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 29 și cele ce urmează. A ajuns rege, succedându-i tatăl său care a fost foarte rău. Nici o pasiune pentru cele sfinte. A închis ușile casei Domnului. Ajunge Ezechia pe tron și scrie în versetul 3, în anul din tâi al domniei lui, în luna întâi a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis despre răsărit și le-a zis, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeu părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Acțiuni evlavioase. Citim tot despre el în capitolul 30, întoarceți pagina, versetul 1. Ezechia a trimis sol în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeu lui Israel. Deci pe cei ce erau în slujbă i-a determinat să fie sfinți și apoi a chemat tot poporul. Asta e evlavia. Capitolul 31, versetul 2. Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoți și leviți, și enumeră. Versetul 3 a dat din averile sale. Versetul 4 a poruncit să se respecte toate acele legi și oricum cu scumpătate să țină legea Domnului, scrie în versetul 4. Asta e evlavia. Nu degeaba și pe drept scrie în capitolul 32, în versetul 32, ca o concluzie a vieții sale, celelalte fapte a lui Ezechia și faptele lui evlavioase. Sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ar fi putut să spună, nu-i treaba mea, eu sunt împărat, nu-i treaba preoților, a leviților. Nu, n-a putut. A fost total atras spre cele sfinte. Un alt exemplu, de mai târziu, Nemia, dregătorul, citim din cartea ce îi poartă numele. Știți, el era paharnicul împăratului, putea să rămână acolo liniștit. Dar evlavia te cheamă în lucrare. Evlavia lui s-a dovedit în domeniul administrației spirituale și materiale a poporului lui Dumnezeu. Scrie în Nemia, capitolul 1, de la versetul 2, că atunci când a venit Hanani, unul din frații lui, i-a întrebat, deci iată un om evlavios este interesat de starea spirituală și materială a celor din jur, a poporului. A plâns când a aflat ce greu o duc. A venit înaintea împăratului. S-a dus în Iuda și scrie în capitolul 2 de la versetul 17. Vedeți starea nenorocită în care suntem? Veni să zidim iară zidul Ierusalimului, să nu mai fim de ocară. Pasiune. În capitolul 4 cu 14. În momente de cumpănă, grea, a zis, m-am uitat și sculându-mă, a zis mai marilor dregătorului și celorlalți popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte Domnul cel mare și înfricoșat și aici apare elementul evlavios. Luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Acum lupta este în post, în rugăciune, în a ajutora
Și mai adăugăm din capitolul 13, aici apare suferința lui când a văzut că nu sunt respectate rânduielile, leviții au plecat la țară pentru că la templu nimeni nu mai le aducea darul și nu au mai putut fi întreținuți. I-a mustrat pe vinovați și scrie în versetul 14 ca o rugăciune înaintea Domnului: adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea. Este, când citești cartea aceasta, o determinare la a fi activ pentru poporul Domnului, pentru familii, pentru casa Domnului. Și un ultim exemplu, Iosif din Arimatea, Luca 23. Evlavia lui a ieșit în evidență într-un moment greu, atunci când toată conducerea, colegii săi au pornit împotriva Domnului Iisus, a avut și puterea necesară și suportul material să se impună, dar numai evlavia l-a făcut să acționeze. 23:50. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. Nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Evlavia nu te poate compromite în discuții vinovate. Era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și îl împărăția lui Dumnezeu. Deci iată cum omul evlavios trăiește în așteptarea Domnului. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus, l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. L-a tratat pe Domnul cu cea mai mare onoare și împreună cu Nicodim l-au și îmbălsămat sau cel puțin au înfășurat într-o cantitate mare, 100 de litri de smirnă și aloie. Să încheiem amintindu-ne că un om evlavios este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu și a sfinților. Spunea David în Psalmul 16, versetul 3, oamenii evlavioși, sfinții care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea. Aceștia sunt oamenii de valoare. Nu cei care știu multe, nu cei care au ceva, ci cei care știu să se raporteze corect. Sunt oamenii care sunt transparenți din punct de vedere spiritual, adică ceea ce iese în afară este aceeași realitate de interior. De aceea scrie și în Isaia capitolul 33, versetul 6, de valoarea fricii de Domnul: zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire, frica de Domnul, iată comoara Sionului. O biserică este bogată dacă are oameni evlavioși, dacă frica de Domnul caracterizează slujbele sfinte și toate activitățile vieții. Și o ultimă idee, un comportament evlavios asigură supraviețuirea în orice condiții. Evlavia te scapă în orice ispită, te trece biruitor peste moarte, e ca o însumare a mai multor virtuții. În Proverbe spunea Solomon, capitolul 14, versetul 27, frica de Domnul este un izvor de viață. Și cine are izvorul? Are tot râul, nu? Are toată apa, că de acolo vine. Ea ne ferește de cursele morții. Tot Proverbe 19:23. Frica de Domnul duce la viață. Și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Și închei, poate cu cel mai lăudabil verset la adresa evlaviei, 1 Timotei 4:8. Ca să rămânem cu gustul binecuvântat al evlaviei, cu foloasele ei și cu avantajele ei atot prezente. 1 Timotei 4:8, căci deprinderea trupească, adică eforturile noastre de exterior, sunt de puțin folos. Pe când evlavia, când interiorul este în același ton cu interiorul,
când trăim în prezența lui Dumnezeu, evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Așadar, să fim evlavioși și ne este asigurată viața asta în cele mai optime condiții. Evident, condiții de pământ, și ne este asigurată viața viitoare în împărăția lui Dumnezeu. Amin.